Și este iarăși. Nu, am crezut că se va acorda penalti. Numai că e cartonaș galben pentru Alibek. Aici cred că și arbitrul a exagerat. Denis Alibek primește cartonaș galben pentru simulare, comportare nesportivă. Ia să vedem. Un contact acolo cu Marian Cristescu pare a fi. Cristescu a venit cu alunecare din spate, Alibek împinsese mingea din zona de contact. Poate că a și forțat un pic Alibek, dar cam mult să-i dai galben lui Alibek pentru astfel de situație. La 3-1 în prelungirile jocului. O minge în diagonală care îl găsește liber pe Alibek. Pasă bună în careu pentru Lulacu și combină în suprafața de pedeapsă adversă.